Cățu a anunțat că vor fi eliminate voucherele de vacanță pentru bugetari în anul 2021, asta pentru că nu toți le-au cheltuit în anul 2019, respectiv în anul 2020. În urma acestor plafonări sau tăieri, guvernul se așteaptă să facă o economie de 9 miliarde de lei. Premierul României pregătește o lovitură foarte mare pentru sute de mii de români. Voucherele de vacanță aferente anului 2021 vor rămâne doar un vis pentru bugetari. Premierul i-a anunțat pe colegii din conducerea PNL reuniți luni dimineața în ședința Biroului Politic Național că nu se vor mai acorda vouchere de vacanță în acest an pentru bugetari. Anul acesta se vor folosi doar voucherele de vacanță acordate în 2019 și 2020 care nu au fost folosite, urmând ca din 2022 să se reia acordarea acestora dacă bugetul va permite. Păi eu nu le-am consumat nici pe cele de anul trecut, pentru că a fost pandemia, dar erau binevenite, deci ar fi păcat să nu se mai dea, pentru că influențează și, în bine zic eu, și turismul românesc și ar fi pentru noi cei care le primeam, ar fi o pierdere, părerea mea. Deci chiar dacă nu le-am folosit încă, eu zic că o să le folosesc. E o mare greșeală că vor fi anulate, pentru că toată lumea se folosește de ele. Mai ales familiile cu copii. Decizia i-a luat prin surprindere pe cei din turism și industriile adiacente, mai ales că reprezentanții celor două părți discutaseră recent despre măsurile ce urmează să fie luate și nimic nu le dădea de înțeles că acest lucru ar urma să se întâmple. Problema este că voucherele de vacanță emise în 2019 sunt valabile până la 31 mai, iar cele din 2020 până la finalul lui 2021.